Vă salut, voi face un test la invertorul SuperForce 230 IGBT de la iWeld. Vreau să vedem cum sudează cu electrozi bazici. Nu am mai făcut suduri cu bazici cu acest invertor și o să sudăm și cu SuperTIT Fin. Să vedem o mică comparație cum arată sudurile. Deci, reglajul este acesta. Nu știu dacă se observă vârful, cum se face acolo la electrodul bazic. O să înlăturăm zgura să vedem cum arată sudura. Acum voi lua electrodul de 2. Am văzut eu că sudează mai bine cu reglajul acesta la 125. Probabil nu mă pricep eu prea bine la sudat cu electrozi bazici, dar văd că iese destul de bine. Ideea e să fie masa bună și începutul sudurii să fie un succes. Electrodul se ține ceva de genul și se ține lipit de material. Nu că la sudura cu SuperTIT. La SuperTIT poți să ții mai departe pentru că arcul nu se va stinge. O să înlăturăm zgura să vedem. Voi suda și cu SuperTIT Fin să vedem cum iese. La SuperTIT voi lăsa tot același amperaj, 125. Voi face o sudură.
Deci asta a fost o sudură cu electrod super tit fin. Să vedem. Arată super bine. Acum sper eu că v-ați făcut o idee. Deci aici este sudură cu super tit fin. Reglajul aparatului la 125 de amperi. Electrodul este de 3,2. Aici este sudură cu bazic de 2 jumate pe mijloc. Și tot reglajul tot la 125 de amperi. Și aici este sudură cu bazic de 3. Aici amperajul este 150. Și arc force l-am pus eu acolo pe la jumate. Nu știu cum sudează, dacă e mai, eu știu, mai mic arc force-ul ăla, dar o să încercăm puțin să vedem ce se întâmplă. Deci o să pun arc force la 1, la 2. Nu știu dacă o să fie o diferență mare.